Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Pe 1 octombrie se dă start festivalului antic la Gura Văii, bătălia dintre car și roman pe Via Angustia, unic în zonă. Seniorii Oneștiului sărbătoriți de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Moara lui Hazaparu reabilitată prin proiectul Ambulanța pentru Monumente. Consiliul Local și primarul Comunei Gura Văii Silviu Tinei împreună cu Asociația Vetere Smilite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț organizează pe 1-2 octombrie festivalul antic Bătălia dintre Carp și Roman pe Via Angustia, partenerul media fiind Acum TV. Festivalul antic Bătălia dintre Carp și Roman pe Via Angustia este primul festival de reconstituire antică din zona Văii Trotușului, iar inițiativa realizării acestuia aparține Consiliului Local și primarului Comunei Gura Văii Silviu Tinei. Astfel, în prag de toamnă, la începutul lunii octombrie, pe 1 și 2 octombrie, în apropierea Oneștiului, mai precis la Gura Văii, ne vom delecta în premieră cu spectacole de reenactment, lupte 1-1 între daci și romani, ateliere antice, dar și cu o mare bătălie dintre carpi și romani pe Via Angustia la Gura Văii. Surpriza serii o va constitui defilarea cu torțe aprinse. Aceasta va începe din fața clădirii primăriei Comunei Gura Văii și până la tabăra antică. Potrivit organizatorilor, timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, mai mulți războinici daci și romani vor reînvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitând publicul într-o călătorie în timp. Domnule primar, suntem în locația unde veți face tabăra antică, unde romanii și dacii se vor confrunta. Am înțeles că pregătiți un eveniment surpriză, un eveniment care va rămâne cu siguranță în memoria locuitorilor comunei, dar și a celor din zonele învecinate. Așa este. O să organizăm în premieră la Gura Văii un festival antic, așa cum a spus și dumneavoastră. Vom aduce în prim plan, live, ca să spun așa, lupta între daci și romani, chiar aici la Gura Văii. Vreau să rămână un moment unic în memoria comunității locale și nu numai. Vreau să rămână un moment unic în istoria Văii Trotușului, de altfel. Cei care vor veni la acest festival antic, cum a spus dumneavoastră, cu siguranță pot veni cu cei mici, pentru că vor avea ateliere meșteșugărești, vor putea bate monedă, vor învăța scrisul antic, vor învăța să tragă cu arcul, să arunce cu săgeata, ceva ce noi poate am uitat în zilele de azi. Așa cum am spus-o întotdeauna, prima dată mă adresez celor mici, elevilor, îi aștept cu mare, mare drag și cu brațele deschise, să vadă cu ochii lor cum trăiau strămoșii noștri, să vadă de unde a plecat România de astăzi, de la colonizarea romană asupra dacilor, să vadă cum trăiau strămoșii noștri, să vadă cu ce se îndeletniceau, să vadă obiceiuri, să vadă cutume, să vadă port, să vadă mâncare și de ce nu să participe chiar activ în marea luptă a dacilor împotriva romanilor. Surpriza serii va fi defilarea cu torțe și a romanilor împreună cu dacii, pentru că până la urmă au învățat să trăiască împreună și așa s-a format și poporul român, de fapt. Așa este, în prima seară va avea loc defilarea cu torțe prin satul Gura Văii. Traseul va începe din fața primăriei și va continua către tabăra de desfășurare, acolo unde a avut loc și parcul tehnic al Cupei Off-Road, pe malul Trotușului, într-un peisaj natural, pitoresc. Vom avea activități frumoase, așa cum a spus și dumneavoastră. Sunt convins că cea mai interesantă și cea mai căutată va fi aceea de monetărie antică, bătutul monedei. Copiii pot să-și păstreze ca suvenir acea monedă. Și nu-i va costa nimic. Atenție! Evident, este gratuit din partea organizatorilor și sunt convins că acest festival, acest eveniment cultural, de altfel, se adresează celor care doresc și sunt însetați de cultură. Va fi un adevărat succes, pentru că deja primim semnale de la cadre didactice de pe raza municipiului Onești și comunele limitrofe care vor să vină cu clasele de copii să participe. Chiar transmit un mesaj pe această cale și invit toate cadre didactice, profesori de istorie mai ales, care vor să participe cu elevii lor la acest eveniment. Intrarea este liberă, este gratuită. Primăria Gura Văii cu organizatorii acestui eveniment vă așteaptă cu mare, mare drag, număr cât mai mare.
pe lângă după atâta bătălii și atâtea confruntări, unul la unul, lupte între daci și romani și marea bătălie, cu siguranță ni se va face foame, vor fi și tarabe cu mâncare. Am invitat în primul rând producătorii locali de pe raza comunei Guravăi, care vor oferi diverse produse alimentare, de la miere de albine până la produse din lactate de la oi sau capre de pe raza comunei, dar nu exclud participarea și altor producători locali din comunele limitrofe. Eu nu îmi doresc să mă închid în jurul comunei mele, ci îmi doresc ca această comună să fie deschisă pentru toate comunitățile de prin împrejurim, pentru că trebuie să trăim într-o bună coexistență. Punctul final sau punctul terminus al serii în care se vor confrunta romanii cu dacii va fi rugul lui Zamolse, acel foc mare în care, bine, cu toții se vor găsi în jurul lui și vor găsi o pace comună. Da, așa este. Surpriza serii va fi focul de tabără, un foc de tabără imens, la care ne vom uita, ne vom aduna în jurul lui, vom depăna amintiri, vom spune impresii și sunt convins că cei mici mai ales vor pleca cu o bună imagine pentru viitorul lor în viață. Vă dați seama, noi, primar, ceea ce faceți noastră în premieră pe Valea Trotușului ar putea fi un exemplu și pentru celelalte localități, iar semnalele sunt că și alți primari sunt interesați de astfel de evenimente. Mă bucur acest lucru, mă bucură interesul pentru istorie, în primul rând. Încurajez pe toți primarii care își doresc să facă acest lucru, fie să facă individual, fie putem vorbi de o asociere mai mare. Fondurile pentru cultură și pentru educație niciodată nu pot fi insuficiente. Sigur se găsesc câteva mii de lei pentru asemenea evenimente care își vor pune, să știți, amprenta asupra copiilor noștri. Acesta a explicat că nu întâmplător festivalul este organizat anul acesta pe raza comunei Guravăi, căci scopul declarat al primarului Silviu Tinei este de a face cunoscută zona, de a promova frumusețile și pitorescul locurilor. Sâmbătă 1 octombrie, în jurul orei 11, va avea loc ceremonia oficială de deschidere a festivalului în zona Luncii Trotușului, urmată de prezentarea trupelor de reenactment prezente, atelierelor carpilor și romanilor. Taberele și numeroasele ateliere meșteșugărești antice vor fi deschise cu această ocazie și vor funcționa până seara, la ora 19. Vor fi ateliere de prelucrare a lemnului, de monetărie, întreținere echipamente, jocuri romane, tir cu arcul, aruncări cu sulița, scriptoria, scrisul antic, fierărie, metaloplastie. Activitățile din tabăra antică, dar și de la spectacolele de reenactment istoric, vor fi realizate de Asociația VTRS Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț. Pe parcursul zilei de sâmbătă vor avea loc demonstrații de tehnică militaro-daco-romană, lupte de gladiatori, iar cei mici se vor putea confrunta și ei cu replici din lemn, de săbii și scuturi. În cursul serii este programată marea bătălie dintre carpi și romani. Petrecerea antică va continua cu defilarea cu torțe aprinse și se va încheia cu rugul lui Zamolse, un ritual de incinerare spectaculos. Duminică vor fi activități în tabăra antică, iar cei mici vor putea exersa ei înșiși meșteșugurile din atelierele carpilor și romanilor. Evenimentul este organizat de Consiliul Local și primarul comunei Guravăi Silviu Tinei, împreună cu Asociația VTRS Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț și are ca scop promovarea tradițiilor și potențialului turistic al comunei Guravăi. Moara lui Hazaparu, obiectiv achiziționat de către administrația publică locală a orașului Dărmănești, are pentru prima dată șansă de reabilitare. Este vorba de proiectul sugestiv intitulat Ambulanța pentru Monumente. Mai multe aflăm în minutele următoare. Iată că Ambulanța pentru Monumente a ajuns astăzi la Dărmănești, un proiect în plină desfășurare. În opinia dumneavoastră, cam câte monumente din județul Bacău ar avea nevoie de această ambulanță? Sunt destule monumente în județul Bacău care au nevoie de intervenții de salvare, de punere în siguranță, din păcate. Noi am acordat tot sprijinul Ambulanței pentru Monumente și bineînțeles că pe viitor vom recomanda monumentele care au nevoie de intervenții.
A fost o exprimare astăzi în cadrul conferinței de presă, mi-a plăcut foarte mult, s-au pus bocanci și căciulă acestui monument. Da, așa este, pentru că, din păcate, învelitoarea era spartă, pătrundea ploaia și acesta este primul inamic al monumentelor istorice. Apa care pătrunde și distruge structura de rezistență, distruge pereții și, în cazul bisericilor sau al caselor mai deosebit, cu elemente de decor deosebit, sunt afectate de această apă. Să înțeleg că acest proiect de aici, de la Dărmănești, cu moara lui Hazaparu, este primul pe județul Bacău? Nu, este al doilea. Așa. Suntem primul, fiind unde? Primul a fost la Biserica Sfântul Gheorghe de la Șesuri, comuna Măgirești. În cazul bisericii s-a procedat în același fel, a fost înlocuită și învelitoarea din șindrilă de data aceasta cu altă învelitoare de șindrilă nouă și astfel s-a stopat pătrunderea ploii în biserică și distrugerea chiar a picturii care era pe pereți. Un proiect frumos, un proiect făcut de voluntari, mă rog, proiectele sunt făcute de voluntari și cu expertiză tehnică, pentru că trebuie să menținem și aspectul vechi. Absolut, deci nu, în primul rând se respectă legislația, adică intervențiile ambulanței asupra monumentelor au fost avizate de către Direcția Județeană pentru Cultură și în cazul acestei intervenții aici la Dărmănești, fiind vorba de schimbarea învelitorii, pentru că era învelitoare de azbest, iar în legislație se spune că se respectă materialele, se înlocuiește materialul existent deteriorat. A fost nevoie de consultarea Comisiei Zonale, pentru că era de fapt o revenire la situația originară a monumentului, monument învelit cu șindrilă și astfel că s-a obținut avizul și Comisiei Zonale, deci aspecte importante legale. Da, respectăm în primul rând partea legislativă, aspectul legislativ. Felicitări și spor la treabă, pentru că e nevoie, iată, sunt aproape de final. Da, mulțumim. De fapt, felicitările trebuie îndreptate întâi către primarul localității, către ambulanță și către coordonatorul acesteia și către voluntari și sponsori. Ați avut o exprimare foarte frumoasă în cadrul conferinței de presă, ați reușit să puneți căciulă și bocanci monumentului istoric. Da, în general de aici începe degradarea, de la o șindrilă prin care plouă, de fapt, și de multe ori se adună apa jos și începe să, de fapt, să macine și să se distrugă și fundația. Aici nu a fost cazul atât de grav, dar la nivel învelitorii, da, ploua înăuntru, s-au degradat tavanele, am avut norocul că nu am avut elemente structurale degradate, ci doar finisaje, dar dacă mai lăsam un an sau doi, cu siguranță trebuia să intervin structural, ceea ce însemna alte documentații mult mai elaborate, foarte greu de făcut. Ambulanța pentru monumente, de-a lungul activității sale, câte mori a reușit să reabiliteze, pentru că au un specific apart. Da, este a doua moră pe care intervenim, pentru că avem și alte construcții, sunt foarte jumătate din lista monumentelor, sunt biserici, o altă parte sunt conace, am lucrat și la cule, care sunt cetățile dacice, sunt monumente UNESCO care suferă și ne uităm și la valoarea aceasta, nu numai la implicarea comunității. Este al doilea monument istoric care este reabilitat în județul Bacău prin această ambulanță. Un prim ajutor, așa. Da, ne gândim de pe acum pentru intervenția de la anul, pentru că am promis sponsorului Dedeman că vom rămâne în zonă și că vom încerca să zelăm cât mai multe monumente în acest județ. Câți voluntari lucrează? Pentru că ambulanța pentru monumente fără voluntari nu și-ar putea desfășura activitatea. Trebuie să fim practici.
Da, sigur. Am avut 20 de voluntari aici la Dărmănești, care au venit din toate colțurile țării. În general, studenți la arhitectură, de la Iași, Timișoara, Cluj, București. Sunt specialiști în formare, aș spune, și ceea ce oferim noi este de exact această șansă de a îți consolida cunoștințele practice, pentru că cele teoretice, sigur, se fac în școli, dar lipsește partea practică și ei sunt dornici să vină să pună mâna, să bată o șindră, să înțeleagă, de fapt, pentru că la monumente istorice doar așa poți să înțelegi substanța, dacă vii la locul faptei, să spunem, și bați șindrila, dai jos, înțelegi, faci, chiar de multe ori facem detalii de proiectare pe șantier. Moara lui Hazaparu se împletește cu istoria orașului Dărmănești și tare mult mi-am dorit ca acest obiectiv să fie redat turiștilor. În 2018 am cumpărat acest obiectiv pentru că era proprietate privată și imediat după ce am reușit noi ca autoritate publică locală să devenim proprietari, am căutat resurse pentru a reuși să refacem acest monument. Suntem în prima etapă în parteneriat cu Ambulanța pentru Monumente și refacem, așa după cum bine vedeți, acoperișul acestei clădiri, pentru că era într-o stare avansată de degradare și ploua în moară. Sper că în următorii 2-3 ani de zile să reușim să refacem întreg ansamblu și să puteți vizita și dumneavoastră și turiștii din țară și nu numai acest obiectiv. Când estimați așa că turiștii vor putea trece pragul Morii și vor asista la măcinarea grâului și transformarea lui în făină? În plăcinte? Da, cu siguranță plăcinte vom mânca mai repede. Moara, cred și îmi doresc ca în următorii 2-3 ani de zile să fie renovată și reamenajat întreg complexul, pentru că nu e doar moara, avem și aducțiunea apei și așa mai departe. În 2-3 ani de zile îmi doresc ca acest obiectiv să fie finalizat. Și să venim, venim la moară, nu? Cu siguranță vă voi invita la moară. De ce nu, poate faceți voluntariat și veți morări dumneavoastră și noi să mâncăm plăcintele. Primăria Municipiului Onești, în colaborare cu Protecția Animalelor Bacău, Poliția Onești și Asociația Help for Paws Together, au demarat o campanie de informare a cetățenilor proprietari sau deținători de câini privind importanța sterilizării animalului de companie. Bună ziua! Bună ziua! Suntem din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Biroul pentru Protecția Animalelor, iar în data de 22-23 octombrie, doamnele din cadrul adăpostului public Onești vor organiza o campanie de sterilizare gratuită. Va intra și microchiparea. Dumneavoastră aveți obligații ca deținător de animal să-i microchipați, să le oferiți un adăpost corespunzător, hrană și apă suficiente, iar doamnele o să vină și o să vă ridice și animalele, dacă nu aveți posibilitatea să le duceți. Da, că nu. Deci, da, că posibilitate nu am, de unde? Deci primăria va oferi transport gratuit în cazul în care dumneavoastră nu puteți să aduceți animalul. Important este ca cu o seară înainte să nu dați un moment, dar oricum aveți un număr de telefon pentru programări, sau dacă nu o să vă contactez eu și atunci punem de acord cu detaliile pentru castrare. Da, 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 da. Bine, da. Vă așteptăm, ținem legătura telefonică. Dar cum să nu, dar nu? Mulțumim pentru colaborare. Suntem din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, doamnele, sunt de la adăpostul public, iar în data de 22-23 octombrie va fi o campanie de sterilizare gratuită, respectiv microchipare, toate acțiunile pentru exemplarele canine pe care le țineți. Da. Doamne, o să vă contacteze, au un număr de contact, noi o să vă oferim și un plan cu obligațiile pe care le aveți ca deținător de animal. Nu am, eu stau la bloc, eu vă spun exact. E bine eu să stau la bloc, acum era băiatul. Pentru vecini, pentru altcineva care vrea să-i înștiința, să știe că au niște obligații. Vă lăsăm un plian, dacă doriți să ne ajutați în informarea vecinilor sau... Nu presupune niciun post, totul va fi suportat. Nu, doar căței deocamdată, în această campanie. Primăria Onești va microchipa și va introduce rex gratuit, respectiv va emite carnetul de sănătate. Ne va ajuta cu transportul în cazul în care proprietarul nu-și permite să transporte cățelul să se întoarcă. Doamna este din cadrul adăpostului. Nu e nicio problemă. Vreau să vă informăm că în data de 22-23 va fi o campanie de sterilizare gratuită la adăpostul public Onești.
Doamnele, o să se ofere dacă nu aveți posibilitatea să transportați dumneavoastră exemplarul canin să vină să vi-l ia și să vi-l aducă înapoi. Sterilizat, microchipat, toate înregistrat în Rex. Exact. Ca să vă puneți în identitate. Pentru că aveți obligația ca cetățean, ca deținător de animal, să procedați la sterilizare, la microchiparea. Noi avem și un pliant. Da. Pentru toți câinii. Aici aveți toate informațiile. Toți câinii care nu dețin pedigree trebuie sterilizați. Bine, toți câinii trebuie microchipat. Și domnule, o să vă contacteze înainte de data asta, să vă programeze. Dacă a rămas numai hârtie și lea, na. Îți fi contactat și o să vină să vă ia cățelul și o să-l ducă să procedeze la toate acțiunile care trebuie făcute. Să vaccineze, să iau ceva. Exact. Dumneavoastră să-mi dați un buletin ulterior. Campania are drept scop reducerea înmulțirii necontrolate și a abandonului patrupedelor. În luna octombrie se va face o nouă campanie de castrare și microcipare gratuită pentru câini în Onești. Pe 1 octombrie, de la ora 17 de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice la Onești, la sala polivalentă, are loc un eveniment dedicat seniorilor Oneștiului. Cu această ocazie vor fi premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. La finalul evenimentului vor urca pe scenă ansamblul Plăieșii și Angelica Flutur. Multiple proiecte pe fonduri europene sunt în curs de implementare la Onești. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, în cadrul unor declarații de presă, a menționat despre relația de bună colaborare pe care a avut-o cu europarlamentarul Dragoș Benea, pe atunci președintele Consiliului Județean Bacău, în realizarea centrului de primiri urgențe al Spitalului Oneștean, proiect pilot la momentul respectiv chiar în România. Într-o privire m-am înțeles cu domnul Benea la acea vreme. Domnul Benea era președintele Consiliului Județean și nu doar primiri urgențe, secția primiri urgențe, o secție asemănătoare, era la vremea respectivă același secretar de stat sau domnul Arafat, s-a dus conducerea spitalului la vremea respectivă la dânsul pentru un aviz, i-a trimis la Târgu Mureș și i-a pus să modifice proiectul să arate exact asemănător, să are același flux cu primirii urgențe de la Târgu Mureș. Noi avem într-adevăr o secție de primirii urgențe ultramodernă și cu un flux bun, inspirat de la Târgu Mureș. Așa cum am spus, nu doar acel proiect s-a realizat prin implicarea domnului președinte Dragoș Benea, ci și cele trei secții, ORL, oftalmo și neuro, reabilitarea, tot în mandatul meu anterior, dintr-o bună conlucrare cu Consiliul Județean în persoana domnului președinte, domnului europarlamentar, acum spun domnul președinte, că la vremea respectivă era președintele Consiliului Județean. Tot în perioada respectivă am depus și pentru asfaltarea celor 16 străzi din satul Catolic și din același proiect a făcut parte ulterior, s-a adaptat și s-a asfaltat și cartierul nou din Slobozia. Au fost proiecte care, repet, dintr-o simplă privire, dând dovadă atât eu cât și domnul președinte de maturitate politică, s-a trecut peste orice orgoliu, n-au contat partidele și am putut implementa și demara proiecte bune pentru Onești, lucru care se întâmplă și în ziua de azi. Este un om de cuvânt, un om care își respectă cuvântul. Eu vă spun sincer că dacă din partea acestor oameni se spune ceva, sunt sigur că în proporție de 99% se și rezolvă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 1 octombrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 28, chiar 29 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Duminică 2 octombrie, cerul va fi mult parțial noros, sunt posibile dimineața averse de ploaie. Maxima zilei urcă până la valori de 19 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius. Luni 3 octombrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre ajunge la valori de 18 grade Celsius pe timpul zilei, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 9 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.